Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre citatele celebre ale lui Jonathan Swift. Nimic nu este mai greu pentru cei care se scaldă în bogăție decât să-și dea seama ce le lipsește altora. Ceea ce unii inventează, alții măresc. Oamenii siguri pe ei sunt și cei mai creduli. Un om înțelept trebuie să aibă bani în minte, dar nu și în inima lui. Un om interesant este de obicei un om cu idei neplăcute. Degetele au fost făcute înaintea furculiței și mâinile înaintea cuțitului. Lipsa de încredere e un defect care ar trebui ascuns atunci când nu poți fi depășit. Un singur dușman îți poate face mai mult rău decât 10 prieteni ce îți pot face bine. Satira este un soi de oglindă în care cei ce privesc descoperă orice față în afară de fața lor. Puterea nu este o binecuvântare în ea însăși, cu excepția când este folosită pentru a-i proteja pe inocenți. Nu poți să te afirmi doar negându-i pe ceilalți. A te mânia este adesea a răzbuna pe tine greșeala altuia. Cărțile sunt copiii minții. Se desenează totdeauna elefanții mai mici decât sunt, iar purici întotdeauna mai mari. Simpla plăcere de a avea nu merită efortul de a munci. Toată lumea ar vrea să trăiască mult, dar nimeni n-ar vrea să fie bătrân. Viața este o comedie pentru omul de spirit, o tragedie pentru omul de suflet. Păsărica femeii care face mult sex nu își va modifica dimensiunile. Pâinea este temelia vieții. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal. Și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.